Municipalitatea continuă programul de reabilitări stradale, dar și de modernizare a parcărilor. Trotuarele sunt și acestea vizate, iar acolo unde este posibil sunt desfințate gardurile vii. Viceprimarul Lucian Harșovski a trecut în revistă șantierele de pe raza municipiului reședință de județ, subliniind efortul financiar depus de administrație. Pe strada Florilor, în cartierul Burdujeni, în zona Gării, avem o parcare de reședință la care lucrăm, și, bineînțeles, strada respectivă este deja asfaltată și reabilitată. Tot din această săptămână am dat ordine de începe și s-a început o nouă parcare de reședință în cartierul Burgeni, în Cuza Vodă 2. Cei care știu zona între Tineretului și Calea Burdujeni este LG de acolo. Este o zonă de pământ peste canalul colector. Se va face o parcare de reședință, 575 de metri pătrați, 56 de locuri avem pe schiță, vom vedea la fața locului, întotdeauna sunt mai multe la finalizare, pentru că încercăm să folosim la maxim terenul. Lucrăm pe Ciprian, Porumbescu și vă pot spune că aici au fost ceva discuții referitor la un guard viu, cum deja ne-am obișnuit în tot municipiul Suceava, dar până la urmă am convins pe cei de acolo că e mai bine așa cum este proiectul. 45 de locuri de parcare, sunt parcări în Spic făcute noi plus la aceste 45 de locuri vom avea un loc pentru autobuz, respectiv un microbuz pentru Hanul Domnesc. Cele două parcări din Georgenescu, din zona liceului sportiv, la E66, E67. O lucrare mai amplă de pe strada scurtă, ne apropiem de finalizare. Săptămâna trecută, vineri, s-a turnat stradă suport Binder. Acum se ridică capacele de canal, gaigărele și estimăm noi ca vineri sau sâmbătă să ne apucăm să turnăm stratul de uzură, pentru că este circulația mai puțin aglomerată, ca să spun așa. Și, bineînțeles, vom lucra și la aleile de acces în zona respectivă. Strada scurtă, cum spuneam, o lucrare foarte amplă. Eu sunt mulțumit de ceea ce iese acolo. Ea este gândită indiferent de modul de circulație pe artele principale, dacă vor fi sau nu cu sensul, este gândită tot timpul pentru dublu sens, pentru că avem atât spitalul cât și stația de ambulanță. Pentru că suntem în zonă, am dat dispoziție și s-au apucat deja de reabilitat și părculețul de la intersecția străzii scurtă cu uh, bulevardul 1 mai. Regândim aleile de acolo de traversare acelui parc, eliminăm gardul viu și vom monta bănci, în așa fel încât acel părculeț să fie folosit mai des de suceveni. Tot în zonă, după ce terminăm Strada Scurtă, reabilităm și a, porțiune din Strada Aleia Venus, acea zonă cu parcări de lângă Banonul de la Universitate intrarea spre piața mică, o reabilităm total, pe partea dreaptă facem parcări, pe partea stângă avem deja trotuarul refăcut din lucrări mai vechi. În obcini pe slătioarei, acea porțiune între bistițe și rulmentului, să specific exact care, pentru că cealaltă este reabilitată, am refăcut deja trotuarul, este grădința cu program normal din Opcin, este refăcut pe partea stângă trotuarul, pe partea dreaptă vor fi parcări, este o stradă cu sens unic și uh, acolo vom lucra. Pe de altă parte, viceprimarul Harșovski a dat ordin de începerea lucrărilor pentru a remedia drumul care duce de la intrarea în Suceava, de la Fălticeni până la ieșire spre Botoșani, o investiție făcută pe bani europeni. Remediem ceea ce s-a stricat de-a lungul timpului pe acest proiect european care a fost implementat în 2012, axul principal. Am început din zona cartierului Burdujeni, frezăm, tot ce înseamnă axul principal, unde avem sprafețe vălurite sau crăpate. Mă refer de la intrarea dinspre Botoșani până la ieșirea spre uh, Fălticeni. Frezăm noaptea, ori este ca trei zile să se decoperteze ce e rău, o zi se asfaltează pentru a nu crea impedimente în trafic. Repet, toate lucrurile se fac pe timp de seară, pe timp de noapte și vă pot spune că în două zile s-a ajuns undeva până în zona... Uh, fostului Iric cu acest frezaj s-a dat comandă și în baza asta o freză de un metru adusă să fie mai lată pentru a nu fi probleme. Cea mai importantă porțiune care trebuie refăcută este această porțiune de aici din zona 8 în Rom Petrol, unde pe lângă că e vălurit, sunt și foarte multe crăpături. Repet, o lucrare făcută în 2012, suntem în 2017 și va trebui să refacem. I-am rugat să fie foarte atenți, să nu se vadă petice. În afară de culoarea asfaltului, nu nu trebuie să se simte ce se reface. Au fost avertizați de la început că nu facem rabat la calitate și, în primul rând, nu la... Intenție, la... Nu, a fost doi ani de zile, până în 2014. Hmm. În urma unei vizite de către acelor de la ADR Nord-Est, ni s-a recomandat că ar fi bine, chiar dacă este din garanție, să facem aceste refaceri.